se întâmplă cu cei care fac parte din alte religii și pentru care nu există taina botezului? Trebuie să discutăm foarte concret. Aici sunt foarte multe controverse și foarte multe umbre și unii se tem să vorbească, unii se tem să nu-și facă dușmani, unii se tem să nu fie luați în bășcălie sau peste picior, dar problema din punct de vedere teologic are 4 lucruri distincte. Și le luăm în ordine. Legea morală cu bine și rău până la Avram. Și toți care au murit până la Avram, sub această lege se vor judeca în ziua înfricoșatei judecăți. Legea lui Avram până la Moise, tăierea împrejur, până vine Hristos. Și aceasta este valabilă în tot Vechiul Testament, la fel vor fi judecați după decalogul lui Moise, iar legea Harului, cea care a dus-o Hristos prin cruce, moarte și înviere, este cea dată nouă creștinătății. Acum problema se împarte în felul următor, cum ați spus. Ce facem noi cu cei de alte confesiuni, noi le numim religii nerestaurate în Hristos, pentru că avem budismul, hinduismul, confucianismul, taoismul, islamul. Islamul se crede credința avramică, pentru că ei vin din Ismail prin Agar. Ei au tăiere împrejur încă în islam, ca să știți. Da. În schimb, ce spune Iisus Hristos? Aici avem 3 mari mărturii de care eu țin cu precădere că Duhul Sfânt va lucra. 1. Spune așa. Am și alte oi care nu-s din staunul acela, să cade să le aduc la Tatăl. Nu se va apropia sfârșitul, nu va suna trâmbița sfârșitului, a doua venire, până nu se va propovădui Evanghelia la toată făptura, ce puțin de muncă. Deci la toată făptura. Și spune acolo așa, eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Înseamnă că aici vorbim de o îndelungă așteptare a lui Dumnezeu, nu știm cât va fi, că noi nu o stabilim. Ați văzut că toți tâmpiții care n-au treabă vin și dau verdicte. Da, da, da. În 2100 și nu știu cât e sfârșitul, în 2050 nu știu cât e sfârșitul, în 2030 nu știu cât e sfârșitul. Eu râd tot timpul când văd prostii din astea, din cauza că Scriptura nu se contrazice. Dacă Dumnezeu a spus că nu vrea moartea păcătosului, înseamnă că El trebuie să se întoarcă și să fie viu. Și ne dă câteva mărturii care pe mine mă fac în clipa când discut cu dumneavoastră, să cred că Dumnezeu are niște legi nescrise și nepublicate nouă. Adică nu, cum spune, nu puteți voi ști tot ce știe Dumnezeu. Că nu-s gândurile mele care voastre, cărările mele care voastre, depărtata de la noi, cum spune acolo, gândirea noastră ca cerul de pământ. Și să vă dau o pildă. Vine sutașul roman și explică lui Dumnezeu o teorie cum vede el învățătura, și cum crede că Iisus îl poate ajuta? Și când se duce acasă, își găsește sluga sănătoasă. Iisus spune o chestiune care nu s-a mai auzit. Deci în Israel n-am văzut atâta credință. De un păgân roman care se închina la zeul Mitra. 2. Spune Apostolul Pavel. Păgânii fac bine din ale firii neavând lege. 3. Vine femeia hananeancă care avea o fată îndrăcită și o testează Iisus Hristos nu pentru că își dorea să o umilească, ci ca să aibă o acoperire față de toți ochii verzi care erau cu ochii pe el și îl pândeau cum învață legea și față chiar de apostolii lui care s-ar fi putut sminti, fiindcă au primit odată o explicație. Mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel, adică nu sunteți voi în măsură să îndreptați neamul. Ăsta e cuvântul. Și după ce femeia aceea vine la Iisus și spune, Iisuse, fă-mă tu cum vrei și cățea și ce vrei tu, câinii mănâncă din fărmăturile la masa stăpânilor lor, eu merit ceva de la tine și nu plec de aici până nu-mi dai. Răspuns, mare e credința ta, femeie, la o păgână din Hananeancă, care nu avea nicio treabă cu iudaismul. Stă la fântână, vine femeia samarineană. Toți o fac curvă, că era femeie destrăbălată, că nu știu ce. Da, după tradiția iudaică, era o femeie nemorabă ușor. Ea n-avea ce căuta la mează mare la fântână, când trec călătorii, negustorii, ciobanii.
femeile cinstite de bărbați cinstiți veneau la apă dimineață de noapte. Să nu fie văzute apoi de restul lumii, stăteau acasă. Ea vine în amiaza mare. Iisus pe acest criteriu spune, bărbatul tău unde? Adică cum umbli tu slobod, ăsta e cuvântul. Ea spune, n-am bărbat. Și atunci Iisus intră cu ea în dialog și spune, da, pe că ai avut cinci și niciunul nu e a tău. Ea rămâne foarte mirată și vedeți ce înseamnă credința. Samarinenii aveau și Pentateuh de-a lui Moise și o amestecătură de la samarineni, de la asiro-babilonieni, cu desturnare, cu un templu, prin Garizim, cu niște jertfe, cu prostii de-a lor. Și zice, tu cumva ești Mesia care se zice Hristos, despre care spun părinții noștri că trebuie să vină? Și-o preocupat pe o femeie păgână, da? Există un Mesia și un Hristos. Da, eu sunt. De ce nu i-a spus lucrul ăsta Hristos, Luana și Caiafa? Eu sunt. Nu mă răstigni. Vezi că te pui cu Fiul lui Dumnezeu. V-a spus întrebare? Deci pentru păgâni, Dumnezeu are trei programe de mântuire. Acum cei care o să audă o să critice imediat. Deci vorbește ecumenistul ăsta. Lasă-ți vorbesc, că prostia nu sunt dosariază. 1. Timpul așteptării. Din clipa când noi vorbim la această emisiune și până va studa trâmbița judecății, nu știm distanța și timpul, că ăsta e timpul de întoarcere la Dumnezeu. Nu știm nici căile. Dacă cineva ne-ar spune cum să întoarce un păgân, ar fi minunat. Dar e treaba lui cum să întoarce și e treaba lui Dumnezeu de ce să întoarce. 2. Nu știm modurile în care Dumnezeu, când va vrea să facă chemarea și celorlalte neamuri la adevăr, cum o va face. Dacă la Iordan a strigat, acesta e fiul meu iubit, întru care am binevoit pe el să-l ascultați, într-o zi deodată, pe tot pământul să vă auzi glas din ceruri, întoarceți-vă la fiul meu iubit Hristos, că se sfârșește lumea și veți peride, nu vă veți întoarce la adevăr. Toate popoarele dată îmbrățișează creștinismul într-o scurtă vreme. Știm noi asta? Nu, nu știm noi asta. 3. Spune în Apocalipsă că va trimite pe îngerii săi să-i aleagă pe cei aleși. Ne spune că cei aleși sunt ortodoxi? Nu. Dar ne dă o specificație. Și se vor izbăvi sau se vor mântui cei ce și-au spălat hainele lor în sângele mielului. Deci au euharistia. E clar că trebuie să vină la o cină. Să nu uităm că în cina aceea care o face fiul de împărat, la un moment dat cheamă dregători cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și nu vin, masa e goală. Și atunci spune, mergeți la uliți, mergeți la târguri, mergeți la garduri, mergeți pe oriunde, să se umple casa. Și vin din toate părțile. Acolo, la cina aceea, nici nu specifică. Că au venit și orbi, și șchiopi, și ologi, și ciunci, nu știm ce înseamnă asta. Chiar nu avem de unde știe. Probabil cei care șchiopătau în credință și nu știau adevărul și au primit un semn ceresc să vină la adevăr. Și totuși, ăsta, stăpânul casei se oprește doar la unul singur și spune așa, haina ta nu-i de nuntă. Cum ai intrat aici, prietene? De ce, prieten? Morala în confucianism nu te învață să dai în cap. Morala în budism nu te învață să dai în cap. În taoism nu. În budism nu. În islam nu. Nu islamul ăsta, jihadist, radical. Asta nu e religia islamică. Dacă citiți un Coran cu atenție, să vedeți că se pomenește de 14 ori de fiul Mariei și de vreo 24 de ori, de, cred că de fecioara sau de fiul de 24 ori și de fecioara de vreo 14-11 ori. De ce? Ei știu că Iisus e profet. Dar nu asta e problema. Și la ei, în islam, morala este morală și adevărul este adevăr. Adică e înstrâmbat. Adică nu e cel care ar trebui să fie. Dar asta nu înseamnă că noi criticăm. Dacă ei așa cred, sunt prieteni ai cerului. El le-a dat suflet, el le-a dat viață, el le-a dat inimă, el le-a dat rațiune. El îi așteaptă să găsească calea. Nu știm cum. Noi nu avem nimic să știm lucrul ăsta. Nu stă în puterea noastră. Dar știm un singur lucru. Că Dumnezeu poate face o minune
ca să poată să-i aducă pe oameni la cunoștința adevărului. Și dacă spune clar că până nu se propovăduiește Evanghelia la toată făptura, sfârșitul nu vine, înseamnă că încă e muncă pe pământ, nu-i joacă.